poliție și acolo este ce sunt de la oclobuțului. Un foc pus pentru curățarea unui teren agricol a scăpat de sub control și a făcut ravagii în comuna Cislău. Zeci de localnici au venit să stingă flăcările care se apropiau de locuințe. Am fost anunțați că în zona Ungureni, Dosubâști, se află un foc aprins de la alt foc al cetățenilor din zonă, unde am intervenit imediat cu personalul primăriei, cu cetățenii din zonă, am stins cel mai bun lucru, că nu avem probleme cu casele. Incendiul de pășune s-a extins rapid și la pădurea din apropiere. În urma unui incendiu pornit din terenul agricol, probabil un cetățean a dorit să-și curețe în felul ăsta terenul agricol, focul a fost propagat de vânt, au ars aproximativ 60 de hectare de pajiște și, din păcate, focul a intrat și în pădure, pe o suprafață aproximativă de 15 hectare. S-a intervenit operativ, atât cu personalul silvic, cât și cu forțe specializate de la pompieri și jandarmerie. Intervenția pompierilor a fost una extrem de dificilă din cauza terenului accidentat, dar și a vântului. Ars vegetație uscată după pășune, cât și mărăcini și lăstăriși din lizieră. După aproximativ 9 ore de luptă cu focul, pompierii buzoieni alături de colegii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean, ce au fost solicitați în sprijin, au lichidat incendiul de vegetație uscată de pe raza localității Cislău. Intervenția a fost îngreunată de vântul ce s-a manifestat în zonă, fiind favorabil pentru extinderea rapidă a focarelor. La finalul intervenției s-a aproximat că au ars în jur de 160 de hectare de vegetație uscată, lăstăriși și mărăciniși, iar cauza probabilă a incendiului este acțiunea intenționată a unor persoane iresponsabile. De la începutul lunii, în județul Buzău, pompierii au intervenit la stingerea peste 60 de incendii de vegetație, în care au ars peste 2000 de hectare.